Parfumurile din pădure din vată de zahăr, partea întâi. Iubesc parfumul! Mi-ar plăcea să-i cunosc pe bebelușii care îl fac. Îmi pare rău, Lulu, dar mai e doar o picătură. Orice s-a întâmplat, sigur a fost oribil, pentru că țipătul acela a fost teribil. Lulu s-a dat cu ultima picătură de parfum. Știu cum te simți, dar nu te supăra, nu așa de mare pagubă. Bine, poate am exagerat puțin, dar mirosea atât de bine. Și se poate comanda online. Și apoi ți-l vor aduce imediat la ușă. Da, am făcut o comandă. Nu ar trebui să dureze prea mult. A sosit! Sunt sigură că parfumul meu... Și al meu! Și al meu! Da! Și al meu? Oh! Hei, l-ai uitat pe al meu! Comanda mea nu a sosit! Oh, parfumul meu! Ai uitat de mine! Misterul acesta nu va mai fi dacă în pădurea din vată de zahăr vei călători. Dar e prea departe! Pădurea din vată de zahăr? Oh, știi cum să ajungi acolo? Du-mă! Oh, te rog! Bine, bine, mergem în pădurea din vată de zahăr. Dar să-ți pregătești bine picioarele, pentru că o călătorie foarte lungă. Gata! Deci, am ajuns. Miroase atât de bine. Mă place atât de mult. Copacii, florile, totul miroase grozav. Avem vizitatori. Cine ești tu? Eu sunt Ava. Ai venit să ne vizitezi? Locuiești aici? De unde vii tu? Tu faci parfumurile? De ce antene? Bine, bine, Ava. Ele sunt Lady și Lulu. Eu sunt Dreamy și ele este Rim. Mă bucur să te cunosc. Iubesc parfumurile tale. Ce uimitor e totul. Pădurea din vată de zahăr e un loc incredibil. Ce grozav că ați venit. Haideți să-i cunoaște și pe restul. Sigur vor fi foarte fericiți. Avem vizitatori, Lady și Dreamy și animalele lor, Lulu și Rim. Salut! Eu sunt Mila. Încântată de cunoștință. Ce casă frumoasă! Și seara este minunată și... totul miroase incredibil. Știi, îi plac parfumurile foarte mult. Și cum faci parfumurile? Parfumul meu. Oh, e ușor, atunci când... Ajutor! L-am frâne! Oh, mereu face la fel. O să te lovească! Oh, nu e prima dată! Rose, ești bine? Sunt bine! Totul este bine! Nu-ți face griji, Rose! Uf, hopa! Ei, știi, sunt de neoprit! Rose Magic Tears! Wow. Rose face parfumuri! Uite, așa se fac parfumurile! Let me tell you what we're gonna do. We'll create a new perfume for you. There are so many smells to discover under the sun. Creating perfumes is so much fun. Trandafir sălbatic cu puțină vată de curcubeu. Iasomie cu esență de vanilie. Wow! Aroma produsă de flori este cea mai pură esență a parfumurilor. Cu o singură picătură o să miroși mereu așa. De aceea trebuie să știți cum să le amesteci. Veți vedea. Să creăm un parfum de flori sălbatice de primăvară. O picătură umple multe sticle. Grozav, te ajut eu. Lulu! Scuze, dar parfumul de acasă s-a terminat. Comanda n-a mai sosit. Oh, asta e treaba Sofiei și azi nu este bine dispusă. Totul este greșit, tot! Sofia, avem vizitatori. Bună, scuze de mizerie, nu e mereu așa. De obicei, totul este ordonat, dar am confundat lista de parfumuri cu cea de cadouri speciale. Nu mi s-a mai întâmplat asta până acum, dar sunt atât de multe comenzi. Sunt sigură că putem găsi o soluție. Desigur, am o idee grozavă. Reparăm împreună. Va urma.
episodul trecut. Mi-ar plăcea să-i cunosc pe bebelușii care îl fac. Lady s-a dus în pădurea din vată de zahăr în căutarea parfumului ei pierdut. Scuze, dar parfumul de acasă s-a terminat. Acolo a cunoscut-o pe Sofia, o happy flower cu o mică problemă de organizare. N-am mai pățit așa ceva până acum. Reparăm împreună. Parfumurile din pădurea din vată de zahăr, partea a doua. Deci cum te-ai gândit să organizezi lucrurile? Facem o linie de producție. O linie de producție? Da, fiecare va face un singur lucru. Așa vom termina mai repede. Da! Mulțumesc de ajutor! Deci poți să-mi arăți toate locurile din pădurea din vată de zahăr? Bună idee! Trebuie să lipim eticheta corectă pe sticla corectă de parfum. Eu voi verifica lista de comenzi. Eu voi mirosi parfumul fiecare bebeluș. Și eu o să lipesc etichetele. Vom termina foarte repede. Da! Lady? Primii, sunteți gata? Primul este pentru Angie, parfum de portocale cu stele. Lavandă violet, nori roz, portocală înstelată. Terminat, următorul. Orice lucru rătăcit, la locul potrivit. Tina, parfum de poezie! Miroase, miroase atât de bine! Haide repede, parfum pentru Tina! Pentru Tina? Voi lipi eticheta. Da, ce bine! În curând ne vom plimba prin pădurea din vată de zahăr. Linia de producție funcționează excelent! Pentru Doti, parfum dulce de căpșuni. O, stai! Nu, nu! Cumva era pentru Ela, floare de margaretă tropicală. Floare de margaretă e corect. Parfum cu flori de margaretă pentru Ela. Pentru Ela? Nu Ela, Doti. Doti sau Ela? Floarea de margaretă stelată pentru Ela? Sunt atât de amintită. Oh, totul miroase la fel. Lady, Nervy, Fancy, Daisy. Știați că înghețata pe ferata ele este cu banane? Dar nu vrea să-i spună Nanei. Ai spus Nana? Nana sau Lala? Nu, ei bine, Nana. Am reușit! Da! Da! Ce? Trebuie să le livrez pe toate astea? Da, și uite cât de ordonat este totul. Da, pare foarte ordonat. Bine, atunci am plecat. Vrei să te împingem? Grozav! Acum poți să ne arăți pădurea din vată de zahăr. Ha? No! Ha! Ha? Comenzile erau greșite. Ai încurcat din nou etichetele. Bebelușii au primit parfumurile greșite. Și sunt foarte obosită. Ne pare rău, ne-am grăbit atât de mult încât le-am încurcat de tot. Da, abia așteptam să văd pădurea din vată de zahăr. Este un loc atât de special și tu ești atât de simpatică. Nu am fost prea atente, dar nu se va mai întâmpla. Ne veți ierta? Desigur, suntem prieteni! Flower Magic Tears! Wow! Nu vor fi greșeli de data asta! La treabă! Cu atâtea comenzi, chiar trebuie să avem grijă! Ultimul! Ne ocupăm noi. Acum este timpul să te odihnești. Lulu și Rim te vor duce la plajă. Pachet pentru Angie. Pachet pentru Ela. Aici. Și pentru Connie. Da! Da! Am ajuns și noi. Am reușit să livrăm toate comenzile la timp. Totul a mers perfect. Oh, vă mulțumesc mult, bebelușilor! Dacă vei mai avea atâtea comenzi, știi ce să faci? Cheamă-ne! Da! Împreună suntem echipa perfectă! În sfârșit, poți să miros iar parfumul! Ha? Unde este? Ha? Lulu! Te prind eu!
pot face injecția anuală. Și acum este timpul să ne relaxăm. Oh, sigur! Unde este fursecul? Ai ales corect! Ce cățel mic și deștept! Nani, nani, puișor! Hai să faci injecția anuală, dar nu vrei să faci purici, nu? Spot, vino înapoi! Spot, nu toare! Mai am un fursec! Ha? Ia stai puțin, ce caută crenguța asta aici? Nu e bună pentru flori, nici pentru parfum. Problemă rezolvată! Ce-a fost asta? Oh, este un cățeluș! Ce cucui mare! Vom avea grijă de tine, îl păstrăm! Ai nevoie de un nume, dar... care? Kiwi, micuțul, Mimi, știu, Bumpy! Spot, Spot! Dodi, sunt sigură că se va întoarce. Ce s-a întâmplat? Trebuie să ajutăm pe Dodi. Stai puțin, alea sunt fursecurile lui Spot? Uite, urma duce în pădurea din vată de zahăr. Oh nu, bietul Spot, o să fie foarte speriat. Bumpy, atât de amuzant! Salut, am ajuns! Este Rose! Sigur, ne-a adus niște parfumuri noi grozave. Să mergem! Oh, e atât de cald aici în golful Tutti Frutti. Oh. Te gândești la ce mă gândesc și eu? Christbury! Dar trebuie să-l găsim pe Spot. Oh, trebuie să mă descurc singură. Spot! Spot! Unde te ascunzi? Deci, tu ești Bumpy. Am un parfum perfect pentru tine. Acesta. Are raze aurii pentru că strălucești ca soarele. Exact! Floarea dragostei pentru că ești drăgălaș și simpatic și vise dulci. Incredibil! Știi toate florile. Ai fi un mare ajutor pentru mine la crearea de parfumuri. Băiat bun, Bumpy! Ai un as incredibil! Vom crea milioane de parfumuri! Spot? Repede! Spune-le lui Colin și Bruni! Spot! 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 Uite ce bine îi stă! Ce drăguț ești! Cine e acel bebeluș și ce a făcut lui Spot? Și de ce îi zice Bumpy? Bună! Scuze, dar cred că face o confuzie. Eu sunt Dodi și acesta e cățelul meu Spot. Vino aici, Spot! Vino cu mine! Trebuie să ne întoarcem acasă! Bună! Eu sunt Mila și cățelușul acesta nu este Spot. E Bumpy! L-am găsit și acum stă la noi. Ce? Despre ce vorbești? Numele lui este Spot. Se comportă ciudat. Sunt sigură că i s-a întâmplat ceva. Haide, Spot, cred că ai făcut febră. S-a speriat și a ajuns aici pentru că trebuie să-i fac injecția și nu-i place. Ei bine, pare fericit aici. Își petrece ziua mirosind florile. Da, are un simț al mirosului grozav și este cel mai bun prieten al meu. Îl iubește atât de mult, nu-i așa? Da, și el mă iubește. Sigur nu e ceva în regulă cu Spot. Cu Bumpy. Dar de ce îi spui Bumpy? Când l-am găsit, avea un cucui. Oh, asta e. Sunt sigură că și-a pierdut memoria când s-a lovit. Poate... Poate dacă faci ceva ce făceați împreună, își va aminti cine ești. Hai, Bumpy, joacă-te cu Dodi. Dodi e bună. Fursecul, hai, Spot. Unde este fursecul? Dar de ce pleci? Ai emoții, Spot? Nani, nani, puișor, nani, nani, puișor. Hai, Spot, adu-ți aminte. Te iubesc atât de mult. Mi-a fost atât de dor de tine, Spot. Ce este? O, sigur, încă un fursec. Îți place mult, nu? Mulțumesc pentru că ați avut grijă de Spot. Mai ales tu, Mila. O să mai venim în pădurea din vată de zahăr. Să ne jucăm împreună, bine? La revedere, Bumpy, ai grijă. Flower Magic Tears. Uite, Dodi, parfumul pentru prietenii tăi. Oh, mulțumesc foarte mult. Le păstrez în valiza mea. Of, câte lucruri. Nu mai e loc. Asta afară, afară. Asta... Stai, Spot! Uite, Dodi, e Spot! Wow.
Efectul ciudat al parfumului. Am ajuns! Am sticlele, doar le-am spălat pentru ca mirosul florilor să fie cât mai curat. Ești așa de amuzant, Ava. Serios? Stai să vezi ce pot face. Ce caragios! Flower Magic Tears! Wow! Grăbește-te, prinde parfumul florilor. Aromă de vată de zahăr cu căpșuni. Voi crea un parfum cu totul special cu ea. Ce ziceți dacă organizăm o piață specială pentru bebeluși? O să pregătesc totul. Voi face un sampling cu flori. Și nu se vor plictisi de mine. Miroase atât de bine. Salut, Rose! Ce faci? Bună, pregătesc un parfum foarte special. Un parfum special? Da, da, vei vedea. Te ajut eu. Vă ajutăm și noi. Ha? Nu, 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 nu. Mai bine ocupați-vă de piață. Doar eu pot face asta. Ce făceam? Ah, da. Puțin parfum de pepene galben, zâmbet de flori de margaretă. Miroase atât de bine. Și desigur, un pic de vată de zahăr cu căpșuni. Acest parfum e foarte special. Îți ajută abilitățile, vor fi foarte impresionați. Oh, ce frumos este! Wow! Mila chiar știe să facă lucruri. Sofia e atât de ordonată. Și Ava, tu ești super amuzantă. Iată-l, noul parfum special. Nu doar că miroase fenomenal, îți îmbunătățește abilitățile. Îl vreau! Și eu! Vreau și eu! 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 Hopa, s-a terminat. Am făcut prea puțin. Dar nu vă faceți griji, o să fac mai mult. Hei, ai grijă, Rose? Wow, ce piață frumoasă! Salut, bebeluș! Rose a creat un parfum special care ne îmbunătățește abilitățile. Dar s-a terminat și a plecat să facă mai mult. Ce grozav! Vrem și noi! Ce ciudat! Mila este foarte stângace. Îmi place să încurc totul. Nu știm ce s-a întâmplat cu ea, dar cred că mai bine plecăm. Nu, nu, nu plecați! Uite, Ava este foarte amuzantă. Ava, ești bine? A, bebeluși, am nevoie de ajutorul vostru, am făcut o greșeală. Se pare că efectul parfumului face exact invers. Iar acum nu mai sunt cea mai bună la parfumuri. Acum am prins, de aia Ava, Mila și Sofia se comportă așa. Încărcător, încărcător! Deci, cum o să repari? Păi, nici măcar nu știu. Te vom ajuta. Nu, 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 sunt expertă în parfumuri. Îmi vine mie o idee. Rose! Bine, bine. Nu-ți face griji, e doar știință. Dar... E așa de ușor. Îl voi numi floarea pasiunii. Arde, arde apă. Bine, nu acela. Este floarea de pepene galben. Ups, opa, acesta e mai bun. Parfum de prințesă. Ei bine, da, de prințesa proască. Să faci parfumuri înseamnă mai mult decât să amesteci arome și fiecare bebeluș are propriul. Dar acum mi-am pierdut inspirația. Nu spune asta, poate că n-avem talentul tău. S-ar putea să nu fim cei mai buni la făcut parfumuri. Dar nu vom abandona niciodată un prieten. Rose, ce ingrediente ai folosit pentru abilități mai bune? E bine, parfum de lavandă, viță de vie și trandafir. Lipsește ceva, dar ce este? Știu! Aromă de vată de zahăr cu căpșuni. Sunt din nou un geniu al parfumurilor. Repede să mai facem și pentru Mila, Ava și Sofia. Da! Ce dezastru! Ce ne facem? S-a terminat! Nu vă faceți griji! Iată soluția! Ce s-a întâmplat aici? Ce dezordine! O să rezolv totul într-o clipă! Ești haioasă! Bebeluși, uite, aceste parfumuri sunt pentru voi! Sunteți cei mai buni prieteni! Mulțumesc, Rose! Hei, uite-te la mine!
e frig. Vai, ce s-a întâmplat? Nu văd nimic. Vai, ce frig e. Hei, ai grijă, te vei oda. Oh, lacul e înghețat. Întregul golf Tutti Frutti e înghețat. Știam că golful Tutti Frutti va îngheța. Wow, wow, priviți casele noastre. Ce grozav! Îmi place! Am putea să le mâncăm? Eu, nu. Placul zmeure i-a înghețat. Și fructele. Și cry smoothie-ul meu la fel. Totul a înghețat. Mi-e așa de frig. Credeți că fantasies au făcut asta cu puterile lor? Am venit. Incredibil. Totul a înghețat. Și atât de frig. Dar casa arată frumos. Îmi place golful Tutti Frutti înghețat. Dar e prea frig. Nu vă faceți griji, am comandat de la Scarlett pijamale groase pentru toți. Hei, cine ești tu? Oh, lăsați-mă pe mine. Mai bine aveți grijă la aia. Cine este acest bebeluș? Și la ce se referea când a zis aia? Cascada și fabrica de arome au înghețat amândouă. Ne jucăm de aprinsele ca să ne încălzim? Golful Tutti Frutti a înghețat. A înghețat? Cum e posibil? Și aici e foarte frig. Tu din nou? Dar cine ești tu? Eu sunt Shana și acesta este animalul meu, Shai. Shana știe totul și nici nu are nevoie de un glob de cristal ca tine. Mi-am dat seama că vă e frig, așa că am comandat niște haine de iarnă de la Scarlet pentru voi. Da! Vai, Kira, nu am primit niciodată atâtea comenzi într-un timp atât de scurt. Și comenzile nu se opresc. Probabil că s-a făcut foarte frig. Repede, dă-mi o sticlă încălzită, va fi o noapte foarte lungă. Sunt o grămadă de bebeluși care au nevoie de hainuțe călduroase. Vin aici, am ceva important să vă spun. Știi de unde vine frigul ăsta? Iese din marele copac din fantasy. Inventezi? Frigul vine din congelator. Are dreptate, mai țin minte când a apărut o gaură în copac? Dar cu ajutorul Sterii și al suzetelor speciale am reușit să închidem pentru totdeauna. Sau poate că nu. Shana are dreptate. Tina a văzut că există o gaură prin care vine frigul. Este foarte mare. Dar de ce vine frigul? Nu înțeleg. Shana? Nu mai merge. Trebuie să ne urcăm acolo să o reparăm. Dar de-abia mai mici de frig. Bună, sunt aici. Tu din nou? Dar cine ești tu? Scuze, m-am grăbit puțin. Eu sunt Shana, aici sunt noile voastre pijamale. Ne pare bine, dă-mi una pijamale. Wow, pijamale noi, ca să nu ne fie frig. Mulțumesc, Shana. Grozav, funcționează. Și să facem niște kaijus. Strugure ananas, pepene verde și căpșuni. Mixul perfect pentru un cry juice. Dar fructele sunt înghețate. Să vedem, sigur nu e chiar așa de rău. Nu putem face cry juice cu astea. Oh, nu! Dacă nu putem să facem cry juice, va trebui să închidem fabrica. Nu, vreau să fac cry juice. Și nu vreau să mi se limbească asta de limbă. Uite, încearcă asta. Laptele cu fructe are gust de înghețată. Înghețate Tutti Frutti. Vom face cea mai bună înghețată din toate lumile. Mulțumesc, Shana. Shana, unde a dispărut? Frigul vine prin gaura din copacul mare. E vechea noastră casă, haideți să pornim. Acolo sprinți pe care să-i întâlnim. Să mergem! Dar dacă așteptăm până când trece frigul? Noi, bebezaurii, suntem deja obișnuiți cu frigul ăsta. Shana! M-am întors și am ceva pentru voi. Asta este pentru Connie, asta e pentru Dreamy și asta pentru Crystal. Haine noi! E atât de cald! Arătați bine! Mulțumesc, Shana! Shana? Și pe acolo sunt bebeluși? Este departe tare? Câte lumi sunt? Prea multe întrebări. Vei afla răspunsurile acolo jos. Va urma.
din episodul trecut. Ce frig e! Întregul golf Tutti Frutti a înghețat. Frigul vine prin gaura din copacul mare. E vechea noastră casă. Haideți să pornim! Să mergem! O gaură spre o altă lume. Coborâți, e grozav! Dar e frig acolo? Am pornit! Wow! Este uimitor! Inima îmi bate încântător! Ta-da! Haide, bebeluși, coborâți! Au, 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 au. Wow! Ce pijama minunată, Tina! Da, dar nu văd nimic pe aici. Nu vă faceți griji pentru asta, urmați-mă! E atât de întuneric și e atât de frig! Am ajuns? Simt mirosul din o supei pe care au gătit-o dinozaurii. O ador! Uite, am ajuns! Wow! Deci pe aici vine frigul spre noi? Să nu mai așteptăm, mica problemă să reparăm. Wow! De ce nu ne-a spus niciodată despre lumea voastră, Tina și Dina? Ce loc minunat! Și totul e înghețat! Da, totul e înghețat. Mă întreb, unde e verișoara mea? Verișoară! Verișoară Phoebe, nu te îngrijora, de amici noi te vei bucura. Stella, te-ai întors! Și tu, Dina! Da, știi, suntem îngrijorați. Frigul din lumea Icy ajunge în lumea noastră. Și noi suntem îngrijorați. Uite, totul se topește aici. Nu vă faceți griji, o vom rezolva împreună. Eu sunt Connie și ele sunt Dreamy și Anna Crystal. Mă bucur atât de mult să vă cunosc. Veniți, o să vă prezint prietenilor mei. E gata, noua mea creație. Arată atât de bine. Nu-i așa, Nișu? Hei, Sauru, avem vizitatori. Vizitator? Încântată de cunoștință. Vă rog să o scuzați, știți, nu avem niciodată vizitatore, foarte timidă. Haide, să-i cunoașteți pe restul. Tilo, avem vizitatori. Vizitatori? A trecut atât de mult timp, cine sunt prietenii voștri? Eu sunt Connie, ele sunt Crystal, Shanna și Dream. Vreți niște dinosupă? Vă va ajuta să vă încălziți, deși nu mai e atât de frig pe aici. Miroase grozav. Miroase grozav și are un gust și mai bun. Delicios! Pot să mai primesc? A spus cineva vizitatori? Bună! Bine ați venit! Atenție! Wow! Au puteri! Oh! Oh, ăsta era cadoul meu de bun venit. Nu-i nimic, nu vă faceți griji. Scuze că am plecat așa mai devreme. A trebuit să-mi pun tutul să fac un dans special de bun venit pentru voi. Haide! Patinoarul nu mai este la fel de înghețat ca înainte, dar totuși e grozav. Și așa e mult mai bine. Wow! Ce frumos! Îmi place să patinez. Wow! Nu mi s-a mai întâmplat. E pentru că gheața se desgheață. E o gaură imensă și frigul iese pe acolo. De aceea am venit. Aici gheața se topește, dar în lumea noastră totul îngheață. Nu te teme, Sauru, aducem ajutoare. Nu mai putem lăsa frigul să iasă, altfel lumea noastră se va topi. Mergem să vedem pe prinț și pe prințesă. Ei știu totul, au ochi peste tot. Pe prinț și prințesă, unde sunt? Acolo, în castel. Wow! Abia aștept să-i cunosc pe prinț și pe prințesă. Vor ști că am luat o floare? Wow! De ce fac cu mâna la statui? Nu știu. Unde sunt prințul și prințesa? Bun venit în lumea Icy. Oh, Tina, Dina, Stella, mă bucur mult să vă revăd. Și pe tine la fel. Și... da, Connie, știm totul. Pa. Știm că ai venit aici pentru că ești îngrijorat de scurgerea frigului. Tăcere! Stella? Frigul din lumea Icy se scurge și îngheață și alte lumi. Și lumea noastră se va topi. Se scurge printr-o gaură mare. Mi-e frică și sunt gata de plecare. Asta e gaura pe care o vom repara. Nu știm cum să o închidem, dar tot vom încerca. N-a mai rămas mult timp. Trebuie să oprim frigul. Trebuie să găsim o soluție în curând. Altfel, echilibrul lumii va dispărea pentru totdeauna. Sunteți gata, bebeluși? Da! Va urma!
magic tears. Lumea prietenii și aventurilor magice. Cool babies. Icy World. Din episodul trecut. Bun venit în lumea Icy. Aici gheața se topește, dar în lumea noastră totul îngheață. Mergem să vedem pe prinț și pe prințesă. Trebuie să găsim o soluție în curând. Sunteți gata, bebeluși? Da! Soluția perfectă. Nu mai avem timp. Trebuie să păstrăm frigul. Dar ce putem face? Acea gaură este foarte mare. Wow! Vă place, nu? Acesta este un loc magic, foarte special, care conține toată istoria noastră. Wow! Ce s-a întâmplat când meteoritul a căzut? L-am înghețat! Împreună! Oh, wow! Ce s-a întâmplat cu defectul roboților? I-am deconectat! Împreună! Și când a apărut bebelușul, fantomă, am țipat și am scăpat! Oh, împreună! Bine, bine, împreună! Dar cum închidem gaura pentru a păstra frigul înăuntru? Cu o ușă! O ușă! Deschizătura e mare! Deci, ușa va fi foarte mare! Da! Cu o arcadă imensă! O ușă care se deschide și se închide! Și un ciocanel! Wow! Ei bine, bebeluși, sunteți gata să lucrați împreună? Da! Vom fi echipa numărul 1! Și noi vom fi numărul 2! Echipa numărul 3! Vom câștiga! Nu, nu! Iată instrucțiunile! Trebuie să le citiți cu toții! Instrucțiuni? Grăzav! Împreună! Cred că n-au înțeles că trebuie să lucreze împreună, nu în echipe! Se vor descurca! Au! A door we will build to protect our world from the outside heat. And to keep the cold from leaking, we will build a door to keep the cold in, and we will save our world. And we'll do it with the help of our friends. When you work together as a team, you can do anything. We'll help each other and be friends till the end. Cineva un pic de dinosupă pentru energie? Da! Da, lucrul în echipă e foarte obositor. Hei, nu uita de noi! Dar mai întâi să punem ușa. Ușa noastră, prima! Nu, prima noastră! A noastră va arăta mai bine. Oh, este foarte mică. Să încercăm pe noastră. Tot mică e. Sunt sigură că a noastră va... va fi tot mică. Nu se potrivesc. Toate sunt mici. Este foarte greu. Nu înțeleg, am urmat instrucțiunile pentru ușă. Ați făcut-o foarte bine, dar fiecare pagină din manual era pentru o parte diferită a ușii. Acum mai trebuie doar să le uniți. Știți cum? Împreună! Și ultima vine aici. Acum, mai lipsește doar ultimul detaliu. Ciocanelul. Ciocanelul. Nu era în instrucțiuni. Ciocanelul! Cum l-ați făcut? Mulțumim! Ne-ați salvat! Acum putem opri frigul. E cea mai frumoasă ușă pe care am văzut-o. Și noi am construit-o. Împreună! Icy World Magic Cheese! Wow! Ce lacrimile din lumea noastră aduc stropul final creației noastre. Acum e perfectă. Lumea Icy e rece din nou. Această ușă va ajuta să ține frigul înăuntru. Și încetul cu încetul totul va reveni la normal. Mulțumesc, prințule și prințesă, chiar ne-ați ajutat. We will build the dream. Patinoarele este complet înghețat. E ușor. Încearcă așa. Nu acum, Betty. Este delicioasă.
fantasy își recapătă culoarea. Tutti Frutti a înghețat. Și în sfârșit, pepene verde și ananas. Wow, are gust de banane și struguri. Hei, eu fac cu pepene și ananas. Și de ce nu faci ceva fără ananas? Ca să mai schimbi. Dar înghețata este mai gustoasă cu ananas. E mai gustoasă cu struguri. Cu pepene și ananas. Cu banană și struguri. Pepene și ananas. Banană și pepene struguri. Și ananas. Hop, e un dezastru. Trebuie să alegem cine se ocupă de fabrică. Eu sunt responsabilă de pregătirea înghețatei. Dar eu vreau să fiu responsabilă. Bine, bebelușii să voteze cine să fie responsabilă de fabrică. Bine. Relaxare. Bebeluși, votați-o pe Pia. Ce faci, Pia? De ce împarți fluturași cu fața ta pe ele? Pentru ca voi să mă alegeți pe mine și nu pe Grace. Vreau să fiu responsabilă de fabrică. Dar și Grace vrea asta. Așa că bebelușii trebuie să aleagă. Doar pe una? Dar ce face responsabilul? Dacă mă alegi pe mine, voi... Iată-mă! Votați pentru Grace! Iată-l pe celălalt candidat. Bună, Pia! Am o idee! Hai să organizăm o dezbatere să vedem cine este cea mai bună. Bine. Cea mai bună să câștige. Adică eu. Nu, adică eu. Astăzi vom decide cine prea conducerea fabricii. Ura! Haide, Doti, o să înceapă. Sunteți gata să puneți întrebări prietenilor noștri? Dacă vă place de Pia, apăsați pe fața ei pentru a o alege. Dar dacă o preferați pe Grace, apăsați pe fața ei pentru a vota pentru ea. Hei, nu încă! Doar dacă sunteți mulțumiți de răspunsurile lor. Oh, deci asta este o dezbatere. Noi punem întrebări și ei răspund. Câștigătoarea va fi cea care are cele mai multe puncte. Gata? Prima întrebare este adresată de Scarlett din Storyland. Care este fructul tău congelat preferat? Ananas. Favorit? Le iubesc pe toate. Bine! Quali a întrebat din caravana ei. Cum vei ști ce înghețate ne plac? Ei bine, îi voi întreba pe bebeluși care este preferata lor. De ce să alegi o aromă când le poți avea pe toate? Eu! Spune, Crystal. Poți să faci o înghețată cu aromă de mare? Ei, nu, prea sărat. Sigur că pot, voi vă imaginați, eu creez imediat. Mai are cineva alte întrebări? Da, eu. Câteodată, la fabrică, rămân foarte multe fructe nefolosite care putrezesc. Ce vei face pentru a evita să se mai arunce fructele astea? Aceasta este o întrebare foarte importantă. Păi, am putea să le dăm animaluțelor noastre. Și tu, Pia? Păi, aș folosi fructele rămase pentru a face o înghețată specială cu toate aromele. O înghețată Tutti Frutti. Ura! Da, ce idee grozavă! Se pare că avem deja cel mai mare scor. Persoana care se va ocupa de fabrica de înghețată este Pia. Da. Mulțumesc că ați votat pentru mine. Bebeluși, de acum încolo eu o să mă ocup de toate. Voi o puteți relaxa. Iar ananas. Trebuie să mergem la fabrică, să vorbim chiar acum. Da! Oh, nu! Este un dezastru! Dar ce s-a întâmplat aici? Să fii responsabil este foarte greu și nu pot face totul singură. Da, în plus ne-am săturat de ananas.
Da, ai dreptate, dar nu am idei noi. Dar te putem ajuta noi. Să fim din nou echipă? Vă rog. Desigur, nu-ți face griji. Magic Kids Delis. Și acum, bebeluși, să rezolvăm împreună încurcătura asta. Da, eu mă voi ocupa de curățenie. Am spus că suntem o echipă. Oh, scuze. Cea mare. Totul este în ordine. Doar cel mai important lucru rămâne de făcut. Punem bijuteria dragonului la loc sigur. Și gata, este atât de dificil încât niciun bebeluș nu va putea deschide. Grozav, nu vreau ca acea bijuterie blestemată să strice marea petrecere. Petrecere! Finally it's the castle party. Can't wait to meet the prince and princess. Everything has got to be perfect. We are so excited. It will be an amazing party. Everyone is going to be happy. It will be such a special day. It's time to celebrate. Celebration. Celebration. Declarations. Declarations. Rhythm, music, and flowers. We're ready. Yeah. Castle party. Castle party. You know we got it. You know we got it. Everything will look so amazing. Hei, Sauru, vrem să facem un dans pe zăbrin și prințesă. E o idee grozavă, hai să mergem, te ajut eu. Nici acesta, nici acesta, acesta. Dansul perfect pentru prinț și prințesă. Dansul dragonului, nu toată lumea îl poate face și... Haide, te rog, te rog, te rog. Bine, bine. Da! Acum să vedem, vă țineți de mână. Vă plecați. Vă ridicați. Acum o întoarcere. Cutie, Snowy, Crystal și cu mine trebuie să repetăm. Acest dans este foarte important. Hai, mergeți la joacă. Miroase așa de bine. Începe discursul prințului și al prințesei. Am reușit. Prințul și prințesa vor vorbi. Să mergem. Cutie, Snowy, unde s-au dus? Să mergem, nu mai e timp. E pe cale să înceapă. Cutie? Snowy? Da! Bine ați venit la petrecerea prințului și prințesei. Cutie? Snowy? Sunetul acela este Cutie, trebuie să fie undeva acolo. Uite, acolo sunt. Stop! Sunt sigură că este una dintre bijuteriile lui Sky. Îl vom păstra în siguranță. Acum să mergem. Ce a fost asta? Mă rog, nu vreau să ratez petrecerea. Stai să văd. Ce grozav e! Un dragon! Ca dansul dragonului! Ai văzut pe Connie și pe Crystal? Au pregătit un dans surpriză pentru prinț și prințesă. Dar unde s-au dus? Oh, sunt norocoasă! O altă piatră prețioasă pentru colecția mea! Dar cum e posibil? Eu sunt! Nu mă mai imita! Ce s-a întâmplat? Nu știu! Nu mai repetați după mine! Trebuie să avertizăm bebelușii! Hei, stați puțin! Unde vă duceți? Crystal! Connie, nu fugiți! Crystal? Connie? Eu sunt Connie! Cred că vă dublu! Hei, bebeluș, vă așteptam! Oprește-le pe Connie și Crystal! Dar pe care? Oprește-le pe Connie și pe Crystal! Oh, nu, statuile! Se pare că se distrează bine, nu, Nia? Prințule, prințesă! Trebuie să veniți! Sunt două Connie și două Crystal! Ce? Suntem aici, bebelușilor! Ce caută acolo bijuteria dragonului? Oh, nu! Blestemul dragonului! Ce blestem? Apare când un bebeluș care nu este prinț sau prințesă atinge bijuteria. Apoi apare un bebeluș identic. Trebuie să rupem blestemul. Dar cum?
E un lucru pe care clonele nu îl pot face și le va face să dispară. Dansul dragonului. Dansul dragonului? Dar acesta este dansul surpriza lui Connie și Crystal. Wow! Și încă o piatră prețioasă. Ați reușit! Veste mult să rup! Icy World Magic Cheese! Ne trebuie o nouă combinație. Ce bijuterie frumoasă! A? Este perfectă pentru a-mi completa colecția. Oh, nu!